dar nu cei mai mici de la la seminar avea modele de cei mai mari, pentru că pe vremea noastră seminar era o școală, zic așa, fără să greșesc, o școală de management, în care împărtășeam de la cei mai mari tainele credinței. Și de la ei învățam și medicalizele de comportament, de la ei învățam și felul în care se comportau, pentru că fiecare seminar, mai ales în anul 3, 4, 5, erau personalitate bine definite, oameni care studiau și unde se întâmplă la Părintele Arinte, la multe câte timpul aveau un fiș acolo, cu multe cărți pe care dânsul de și de urmărea în casă, la ce citeam. Au fost și azi colegi de dânsului care sunt oameni de bază în biserică. Și așa că și pe voastră mi-a dus și o amintire de Părintele care asta, când slujeam cu Părintele Iasim acolo, oameni de vedere deosebită de ecatețe, ca și soțul dumneavoastră, ca și tatăl dumneavoastră. Dacă îmi aduc aminte, îmi aduc aminte prin delicatețe de comportament. Nu știu să fi găsit pe cineva care să fie mâncat Părintele totul la împreună. Și oamenii pe care am cunoscut în vremea aceea la seminar erau mărturisitori de credință. Așa au făcut pe Părintele. Dovadă de mulți dintre ei există și personalități bine formate și mari asceți. Am avut parte de cel mai profesor. De aceea, eu nu spun foarte mult prin această ceremonie aceste imagini frumoase din copilărie. Totdeauna mă răbdare, pentru că nici când am fost băieți mai frumoase ca la seminar, când ați încântat de grijă și nu era foarte mult o grijă ca să fim primi la rugăciune, la biserică. Noi nu știam tehnologia din ziua de astăzi, ci viața noastră se mișca, dar se mișca într-un continuu lucru promicesc, imitând pe cei care erau mai mari ca noi și care n-au fost așa ca modelele din viață. Vă mulțumesc mult pentru sărbători frumoase de cuvinte. S-a văzut acolo de delicatețea noastră, dar și profesionalismul, că sunteți profesor așa. Și dacă ar fi să pun o întrebare acum, care așa, v-aș pune o întrebare acolo, să fie așa mărturisitori, din tendințele comuniste. Cum? Ce părere aveți dumneavoastră despre mărturisitorii zilei de astăzi? Și dacă mai sunt cei care mărturisesc cu adevărat credința și într-o convergere cu credința? Și cum vor arăta mărturisitorii din ziua de mâine? Da, mulțumim! Prima dată nu am înțeles bine întrebarea. În secundele ar fi rămas într-o opțiunitate spirituală, mă dați seama. Și noi la fel. Dacă n-am recunoscut această istorie, că nu știm, am fi rămas cu un capitol neînvățat al istoriei adevărate. Deci, sigur, astăzi se cere o altă de mărturisire decât ar fi mult la seamă de cândva. Și eu tare mă bucur, la vârstă pe care aș avea modestă experiență, mă bucur să constat în parohiile noastre, nu vorbesc numai așa că trebuie să vedeți de vedrietate, acolo vedem foarte multe personalități. Mă refer la laici, să zicem, că clericii, preoții, episcop, sunt mărturisitori și prin astrujirii lor, în mod firesc. Dar mă impresionează foarte mult mărturisitorii laici. Și bărbații și femei. Și a care încerc și oameni singuri. Și ar zice ca noi preoții să observăm mai atent. Să-i observăm mai atent. Pe oameni noștri, în primul rând, bărbați și femei, care în felul lor sunt mărturisitori, pentru că vin în biserică și mărturisesc crezul cu noi la Sfânta Liturghie. Apoi sunt familii la
locul de muncă. De multe ori le adresează întrebări și le-a spus de părinte, uitați la serviciu. Noi dăm un răspuns, să duc un răspuns acolo. Eu cred că în felul acesta controlăm răspunsul cu sunt Mântuiesc de astăzi. Și creștinile aici, care sunt colonizați acestea, fiecare, le pot spune încă o dată, fiecare a venit aici și cu prezințământ al Mântuiesc credinței ortodoxe, să simte casă pe Mântuiesc pe care vom veni și ducându-se acasă, în familie, cu siguranță că vor duce un cântei din această Mântuiesc. Da. Și acum, întrebări din partea